Cuvânt, propunem așa, eu cred că nu o să punem la vot, v-a să zic că undeva 10 minute ca domnul președinte, așa? Da, bineînțeles. Câte 3 minute vorbitorii, dar până aceea cu un cuvânt de salut, bineînțeles, se va adresa domnul ministru, consilier Ionel Ivan. Poftim, domnule. O dată vă spun, bunii noștri prieteni și creștini, și ne-am întâlnit ieri la Consulatul General României, la Cernusc, o parte dintre dumneavoastră, care ne-ați... Calculele, după numărătarea noastră, au fost peste 500 de persoane, undeva aproape de 600. Mă gândeam acum, în timp ce vorbea doamna Eleonora Schifor, că dacă am fi organizat ieri această conferință de dare de seamă și alegeri, poate am fi avut mai mulți tineri. Dar e bine și așa, e bine că avem câțiva tineri în locul nostru. În primul rând vreau să vă spun că atât noi cei din Consulatul General al României, cât și statul român, Ministerul de Externe, apreciază foarte mult activitatea societății Golgota, apreciază foarte mult activitatea domnului profesor Ilie Popescu. Nu vreau să-l laud acum, pentru că urmează un vot și să nu aveți dumneavoastră, nu știu, dubii asupra emisiunii, să zic, noastre a Consulatului în procesul în acest scrutin intern, dar merită toată mândria, toată admirația noastră, toată stima noastră pentru ceea ce va face în continuare, fie din postura de președinte, fie din mijlocul celor de la Golgota. Știu că are niște proiecte foarte importante de realizat în perioada imediat următoare. Știu că am colegi în consulat care l-au sprijinit pe domnul Ilie Popescu, inclusiv financiar. Din acest motiv m-am gândit ca și eu personal, cu această ocazie festivă, să-i ofer dumnealui un mic sprijin financiar din partea mea în realizarea proiectelor pe care le va depune în continuare, să-i doresc multă sănătate, putere de muncă, la fel cu bine, să le ajute Dumnezeu și ucrainenilor, României, Ucrainei, să fie pace peste tot în lume. Vedeți și dumneavoastră ce în Europa. Trebuie să fim uniți în aceste momente și numai bunul Dumnezeu ne unește și ne apără de cererea, cum s-ar spune. Domnule Popescu, din partea mea personală.